Echipa de rugby Stejarul se desființează. Președintele Niță și unul dintre principalii finanțatori, Mauro Angelini, au decis să retragă formația buzoiană din Superliga din cauza problemelor financiare. Consiliul Județean a alocat doar 250.000 de lei din cele 900.000 cât au cerut conducătorii clubului. Imediat după ce au aflat că nu vor mai continua la Stejarul, Vasile Niță i-a îndemnat pe componenții echipei să-și încheie socotelile la Camera de Comerț. Cei mai afectați de această decizie neașteptată au fost jucătorii care au primit vestea ca un trăznet. Mai ales că mulți dintre ei și-au părăsit locurile de muncă și au stat departe de familii pentru a veni să joace la Buzău, bazându-se pe promisiunile președintelui Vasile Niță. Am primit vestea bombă dimineață că clubul se va desființa. Nu au mai fost, din câte am înțeles eu, nu au mai fost bani alocați de la Consiliul Județean. Iar domnul președinte și domnul Mauro, din ce ne-a transmis nou, nu poate să țină echipa în Superliga. Băieți care și-au lăsat munca, și-au lăsat serviciile, au venit pentru rugby, să joace rugby la Buzău. Iar acum vă dați seama, și pentru ei e un duș rece, și-au pierdut serviciu, și-au pierdut, acum sunt pe drumuri. Capitanul este un caz aparte. Acesta își găsise o echipă în Anglia și era pe punctul de a semna cu un club unde ar fi primit un salariu foarte bun. Dima a fost rechemat la Buzău la insistențele conducerii grupării buzoiene. Păi lucrurile acum sunt foarte grave. Toți colegii și-au lăsat munca, care erau angajați de ani de zile, ca să rămână la Buzău să joace. Vă dați seama, nu poate să mai reangajeze la aceeași muncă. Au pierdut și contractul de la muncă și contractul cu Buzău. Eu nu cel puțin am plecat în Anglia la o echipă mai bună, mai puțin bună, nu contează asta, dar era un viitor bun asigurat pentru mine. Cei de la Buzău, conducerea, m-a convins să vin înapoi, nu m-au lăsat să plec acolo. Am pierdut și în Anglia, am pierdut și la Buzău, datorită, nu dați seama, eu nu știu, dar mai sus să știi cine n-au dat bani, cine n-au făcut. Lovitura primită de jucători este cu atât mai năucitoare cu cât aceștia cu greu își mai pot găsi acum alte angajamente. Să te duci la altă echipă, te duci. Și o să-ți spună dacă te primim pe 2-3 milioane. Că nimeni nu te mai acum, mai sunt câteva zile. Nu? Începe campionatul și toate echipele și-au făcut lotul. Ar mai fi câteva locuri de prins, dar v-am zis, cu prins contractul foarte slab acum. Dacă ne punem toți să dărâmăm blocul ăsta, până de seară îl dărâmăm. Dar să-l facem la loc, e greu. Așa că, păcat de munca care s-a făcut atâția ani de zile la Buzău, am ajuns cu o echipă de rugby în Superliga și când să ne mândrim și noi cu orașul nostru. Că mai e un pic până la nu mai e să mai faci, că toate echipele din Superliga și-au făcut nucleul de jucători. Am desfințat PFA-urile, adică nu mai e cale de întoarce. Cum poate să mai ne plătească? Problema cea mai dureroasă e că unii dintre colegi au lăsat serviciile, au familie, au rate, asta e problema. Că poate găsesc în altă parte, dar peste o lună de zile, dar o lună de zile ce faci, nu mănânci? Găsești pe condițiile lor, că tu te duci, te rogi de ei, nu mă ieși pe mine. O echipă puternică nu stă până la jumătatea lui februarie, începutul lui martie, să-și facă jucători și a luat din ianuarie, din decembrie. Nu? Decizia conducătorilor clubului de a retrage echipa din Superliga a venit imediat după ședința ordinară a Consiliului Județean de astăzi, în care echipei de rugby i s-au alocat doar 250.000 de lei din cele 900.000 solicitate în cererea de finanțare. Reprezentanții forului județean spun că niciodată nu s-a luat în discuție suma vehiculată de Stejarul, că ar fi așteptat să o primească. Nu li s-a promis nimic. Așa au cerut ei și la primărie și la noi. Adică au crezut că poate să aducă din Franța, de unde, nu știu. Dar nu li s-a promis nimic. A rămas de vorbit să facă proba și a făcut și ei niște calcule ce să aducă. Am văzut că vreau să aducă din Tonga, din... Da, deci bugetul cu ce le-am dat noi e undeva la 10 miliarde, dar dacă nu se poate face cu ăsta, asta e. Probabil că nu vor să facă de râs, să ne bată echipele alea, probabil că sunt prea puternice și să pricep la rugby. Nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea. Stejarul s-a înființat în anul 2005 și a activat până anul trecut în Liga Secundă. Buzoienii au reușit însă o promovare istorică anul trecut și peste mai puțin de o lună ar fi trebuit să debuteze în Superliga alături de echipe precum Campioana RC Timișoara, Baia Mare sau Steaua București. Totul a căzut în mai puțin de câteva ore, iar Stejarul se va desființa mai mult ca sigur în perioada imediat următoare.